Bine ai venit, Seluța. Bine m-am găsit. Ce faci? Da, dar lumea s-a schimbat. Ah, tu te-ai așezat și ești pe pragul ăla și când s-au deschis ușile erau să cazi. Da, eram să... Ah, bun. Nu, 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 trebuie să stai în spatele porților, să deschid porțile și tu intri. Doamne ferește, facem un accident acum. Ce faci, Seluța? Bine ai venit, te rog să iei loc. Chiar... Presupun că nu faci chiar bine. Ce s-a întâmplat? De unde vii? Din Fetești. Din Fetești. Și înțeleg că tu locuiești în aceeași curte cu fratele tău și cu soția lui. Ai copii? Eu nu. Am crescut cu mama mea, un nepot al unui frate mai Dar nu ești căsătorită? Nu. Și locuiești cu mama ta în aceeași casă? Da. Câți ani ai? 52 de ani. Mulți înainte, ești foarte frumoasă. Dar un păr... Doamne, ce păr are! Nu-mi iau ochii, dar mi-aduc aminte... E părul tău, adică presupun că nu ți-ai pus extensii, cum îmi spun, divele. Eu de la doamna Mitoșeru n-am mai văzut așa păr bogat. Doamne, ce păr tu nu fii de ochi. Să nu ne mirăm de să fie de bine, adică... O femeie foarte frumoasă. Mulțumesc. Zici că ești Edith Gonzalez în... Într-o telenovelele acele. Steluța, care e problema ta? Păi nu știu cum să încep și... Așa, începem unde? Cu adică ceea ce te frământă. Hai să o luăm așa. De ce ai venit? Pe 24 ianuarie am plecat până la o bătrânică să-i duc ceva de mâncare și am uitat să las cheia fratelui meu, cu toate că nu am nicio obligație să intre în casa voastră? În care eu am construit-o. Aici vreau să ajung. El având și el casa lui, separat de a voastră. Deci mama, cu mulți ani în urmă, a făcut un act vânzare-cumpărare, pe care l-am la mine. Cu drepturi egale, în indiviziune, eu și fostul soț de care am divorțat. Și el cu soția lui. Deci v-a lăsat, practic, jumătate ție, jumătate fratelui. Da. Eu ce-am zis? Tu ai copii... Eu opresc doar o cameră, tu restul, dependințe, mă rog. Lasă că eu o să-mi construiesc legat de casa bătrânească, crezând că voi avea liniște. Am construit casa, nu zic, m-a ajutat și el puțin la construcție, adică printre meșteri fiind și el. Îmi tot reproșa. Te-am ajutat, ce-am făcut, ce-am dres. Și spuneai... Că am fost pe 24 plecată. Ai plecat și mi-ai lăsat și lui casa de la, cheia de la casa ta. Și? Că de obicei o las unei vecine să mai intre la mama. Aha. Dar tu ai încuiat-o pe mama în casă? Și vine o vecină și o mai supraveghează. Dar de ce trebuie încuiată mama în casă? Mama, aici vreau să ajung. Suferă de demență senilă. A, și poate e și... Nu mai pleacă acum. E, cât de cât e sub control situația. Am fost la psihiatru, ea schimba de 4 ori tratamentul. Dar a mai avut și acte de agresiune, de violență? A vrut să iasă, a spart vreun geam? Dar n-a spart geam. Dar de ce? Am internat-o în urmă cu 3 ani la spital, la interne. E simplu fapt că se balona. Doamna doctor de acolo, eu n-am putut să duc, merg din diferite motive pe care nu le mai... A mers fratele meu mai mic, cu care locuiesc. Doamna doctor, ce i-a zis? Nu mai e niciun tratament de liniște seara, că nu putea să se odihnească. Ea, auzind acest lucru, s-a panicat puțin. După o săptămână au externat-o. Fratele meu se apucase să-i renoveze camera în care ea locuia. Ea nefiind de acord, au adus-o acasă și au luat-o într-o anexă, unde iau baie, bucătărie și un dormitor. E, aici a început calvarul. Adică, de aici a început ea să se îmbolnăvească, spui da. Tu? Din ce cauză? Că... Sechestrând-o, agresând-o
fizic, bruscând-o, poate că și, și fizic n-am văzut, dar și verbal. Deci de fapt, la fratele tău că el i-ar fi provocat această boală. Da, 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 cu siguranță. Bun. Și el, de fapt, ce a vrut? Să pună mâna pe casă și să o dea pe mama ta afară? Sau ce a vrut? Păi, într-un final, asta s-a întâmplat. Mama, din atacurile astea de panică, a ajuns la demență senilă. Și acum ne întoarcem la ziua în care tu ai plecat și ai încuiat ușa pentru că o aveai pe mama bolnavă. Păi nu, da. Cum să-i lase din moment ce au vânzare, cumpărare fiecare? Nu mai putea face nimic. Poate zice că să mai intre la mama. Nu, dar, dar tu cui ai dat nu cheia? Nu mai sunt de acord. O las unei vecine. A, și se duce vecina și vede. Și el vine și le verifică că se, nu prea le convine chestia asta. A zis, se deranjează. Și ce a zis el când nu i-ai lăsat tu cheia de la casa ta? M-a sunat, nici nu am apucat să ies din Fetești pe aici, pe la Movila. N-ai lăsat cheia, un ton așa. Și cam uitat pur și simplu, n-am spus că... Cât stai unde ești plecat? Nu stau mult. Venisem la mama cu niște mâncare. E, aici iar eu nu sunt mulțumită, că mie mi s-a spus mâncare ușoară, supe, fără produse de origine animală, deci are o mică problemă la intestinul gros. Și fratele tău nu respectă această... Nu, o îndoapă ca pe... Așa. M-a sunat în timp ce eram la această bătrânică. Ce faci, n-ai ajuns? Mai stai mult? Zic, vin acum, acum, uite, plec. Când am ajuns acasă, el căra niște rumeguși ca o centrală, căra la el într-un solar. Deci n-am apucat să descui ușa să-mi dau haina jos. A venit precum un uragan. N-am zis nimic. M-a venit cu farfuria cu mâncare, i-a dat să mănânce, eu m-am trecut în altă cameră să mă schimb. Și a început. Firea aia dracu. Așa, să nu zicem. Bun. Puze. Ce se întâmplă de fapt? Adică tu ai încercat să suni la poliție și să-i spui că tu ai acte pe acea casă și că el îți perturbă liniștea, că face scandal, că nu... A venit o echipă formată din doi... O doamnă și un domn, doi agenți. El nu recunoaște niciodată că el este cel care țipă și așa eu când a venit echipa. Am avut un ton mai așa că... Vedeți, domnul, că e nebună? Tu, ton, așa nu-mi pot imagina cum da, ești, mai, cum mă cum? Mai enervez. Adică, vorbesc puțin mai tare, așa. Și a, el... cam așa ceva. A, așa, da. A, ok. Te-ai enervat acum un pic. Așa. Și zice, vedeți, domnul, că e nebună? Haideți în curte la mine să stăm noi doi, de, noi toți trei de vorbă. Lăsați-o. Fratele e mai mare decât tine, Seluța? E mai mic cu 3 ani. Aha. Au intrat acolo... M-a încercat să nu recunoască, adică dacă odată mai pleci și nu lași cheia, sparg ușa. Și poliția ce a spus? Și a spus, n-a recunoscut. Zice, am zis că o să forțez ușa puțin. E, dar nici să forțez nu e normal. Și a spus, domnul, zice, nu mi se pare normal să intrați pe o proprietate pe dar care conflictul i-a construit-o. Unde este? Că eu să mă iertați, n-am înțeles. Da, exact. Deci noastră sunteți proprietară pe casa aia cu acte în regulă, el proprietar pe casa bătrânească. Deci actul este în indiviziune pe casa bătrânească, iar eu am construit. Nu ne-am separat de acte. Și de aici a început o scandal. Proprietari sunteți amândoi. Da, da, da. Și noastră ce bănuiți? Că el vrea să vă ia casa? Nu cred. Dar de unde a început scandalul? Că pe de altă parte, vă spun cu sinceritate, un om bolnav și diagnosticat cu demență senilă, nu-l poți lăsa singur în casă. Păi tocmai de-aia că eu sunt împuternică, nu știu că vă zic de la... Tutorele mamei, tutore, nu? Da, de la păi, ancheta da, socială, de la comisia, păi, de la slobozia. Atât mai mult, 24 de ore din 24, cel care e tutorele unui bolnav cu un astfel de diagnostic, da, trebuie să-l îngrijească, să nu-l lase singur. Un om cu astfel de boală, astăzi poate să vadă, da, nu știu, ferească Dumnezeu. Deci mama nu mai este așa. Păi nu mai este acum, dar oricând poate izbucni și... o criză din aceeași, poate da foc la casă, adică nu știți. Nu, că... nu, deci nu, mama nu se dă jos din pat. Mama nu pleacă. Ea e sub control cu medicamentele, cu unde, deci mama nu face rău, nu mai face, că făcea.
Doamnă, eu așa, nu și... vreau să vă contrazic că mama noastră nu face, dar este o boală periculoasă în care astfel de bolnavi, eu cunosc că mi s-a întâmplat foarte apropiat de familie și pleca noaptea în pijama, ce să zic? Adică nu deci pleca să... când era la ei pe partea aia, dar acum cunoaște, vrea mâncare, cere la baie, deci acum este total schimbat, adică nu mai am probleme. Deci da, nu mai pleacă spune, nicăieri. Îmi spune o prietenă, Simona, pe care o și salut, care este medic de urgență, îmi spune așa Simona, Simona Bălășescu. Demența senilă nu se declanșează în urma unui astfel de act de care vorbește invitata. Este o deteriorare a creierului de la bătrânețe. A observat-o, posibil, spune, pentru că în mediul ei era totul normal. Dacă o scoți din mediul ei, se observă diferența. Atunci când probabil a venit peste ea fratele și a început cu renovările, poate că atunci au schimbat un pic echilibru și a început ea să dea semne. Dar e posibil ca ea să fi fost deja afectată de demență din cauza vârstei. Da, o deteriorare a celulelor creierului. Nu prezenta niciun fel de... Da, pentru adică că fusese... își gătea singură umblarea aragaz, adică nu era nicio problemă. Adică se descurca chiar să și facă de mâncare. Da. Și din acel moment în care a venit fratele dumneavoastră, totul s-a schimbat. Da. La telefon este Alexandra Blaga, o altă cumnată a Steluței. Bună seara, Alexandra! Bună seara, doamna Vaida! Doamna Blaga, spuneți-mi, vă rog frumos, o cunoașteți pe Steluța, probabil că știți toată situația familiei. Care este adevărul? Sunt căsătorită cu un frate mai mare decât ea, de timp de 36 de ani și știu toată povestea. Care este adevărul? E perfect adevărat. Tot ce spune e adevărat. Așa este. Această discordie sau neînțelegere între ei, între relația lor ca frați, că noi am picat la mijloc, eu și soțul meu, eram mediator tot timpul între ei. A pornit în urmă cu 20-22 de ani, exact de la casa părintească, pentru că el și-a dorit să fie stăpân pe tot, toată casa o vroia. Nu se împartă jumate, numai că bunica, e vorba de soacră, noi așa îi spunem. Așa. Deci bunica nu a fost de acord. În ciuda faptului că e o femeie modestă și nu are studii superioare, i-a spus, mamă, nu e bine ce gândești. Mai ales că tu ești fratele cel mai mic și nu, să nu crezi că ți se cuvine totul. Nu-i corect. Gândește-te că nu ești singur, mai ai o soră, mai ai un frate și e normal să vorbim, să discutăm cu toții, să punem subiectul pe tema asta. Nu, n-am fost de acord. A început cu represalii, cu amenințări, cu dat afară din curte, te dau în stradă, scap eu de voi. Și asta, atunci, în perioada aceea, chiar era proaspăt căsătorită cumnata mea și și-a dorit să rămână acolo, în casă. Așa am considerat și noi că e mai bine că fiind femeie bătrână și asta la bătrânețe să aibă cine să o ajute. Dar, doamna Blaga, spuneți-mi altceva. De ce trebuia să rămână casa acestui frate? Era cel mai mic și așa cumva se convenise cel mai mic frate să moștenească el? Așa de el! Așa de el! Dar el a contribuit la ridicarea acelei case, la renovarea ei pe timpul vieții? Soțul meu a ridicat casa. El nici nu era născut. E diferență mare. Și atunci de ce această casă nu a fost împărțită? La câți frați sunt? Nu știu câți frați sunt. Exact asta nu înțelegem nici noi. De ce? El crede că îi se cuvine totul. El vrea tot să fie stăpân. Și de atunci încoace numai așa a terorizat-o pe bunica, v-am spus, cu amenințări. Bă, în ciuda amenințărilor, faptul este că de ascuns o perioadă de timp a fost și bătută, dar nu ne-a spus. Noi în perioada aceea locuiam la Călăraș, eram departe și țineam legătura telefonic, nu știam ce se întâmplă în casă. Revin, în urma amenințărilor, bunica a cedat, dar în felul ei. Adică act de vânzare-cumpărare. Act de vânzare-cumpărare, dar pe din două, nici nu i-a dat lui tot. I-a dat și cumnatei. Da, foarte inteligentă, foarte înțeleaptă mișcarea bunicii. Și acum, de fapt, ce-și dorește acest frate mai mic? Dacă spuneți că există aceste acte de vânzare-cumpărare, da? Care îți dă titlul de proprietate incontestabil.
Atunci ce își dorește acest frate? Doamne ferește, să moară mama lui și sora lui ce să facă? Asta am gândit. Prin comportamentul lui ciudat și repetat, amenințările astea repetate cu bătăi asupra și surorii, credeți-mă că și el și soția lui au dat în ea, mai ales soția lui, a dat-o cu capul de zidul casei până a făcut... Pe cine? Pe Steluța sau pe mama? Ea, da, e Steluța, doamnă. Păi și ați sesizat organele de poliție? Când m-a anunțat, am ținut legătura cu ea la telefon până a ajuns acolo, că i-am ridicat moralul, e explicat că să-și păstreze calmul, să fie liniștită, să nu se piardă cu firea. Până la urmă o vedeți cum arată în platou. Dacă o punem în bancă cu elevi de clasa 6, sunt mai dezvoltate fetele alea decât ea. Da, așa este. Am văzut-o pe Steluța că e foarte slabă. În ciuda faptului, este o foarte bună gospodină, o luptătoare, o femeie curajoasă. Și tocmai de asta moare de ciudă, pe eu este o fire lacomă și violentă. Faptul că s-a descurcat în viață și și-a construit singurică, în ciuda faptului că a avut loc un divorț și a distrus căsnicia, că și băiatul ăla s-a săturat de atâtea certuri și scandaluri, a renunțat. Pur și simplu a plecat, n-a vrut să mai stea acolo cu atâtea scandaluri, că el ce vroia, nu vroia să-și construiască, să rămână lui în mintea lui. Dar nu se poate face se un poate gard. Și din indiviziune. Da, nu se poate face un gard pe teren, fiecare, un zid, fiecare pe Mirela, dar contractul lui e făcut pe numele amândurora, celor doi copii. Da. Ei trebuie să se înțeleagă, dacă nu se înțeleg oricum instanța desparte și să-și împartă acest teren. Și asta zic să facă un gard din ăla înalt, să nu se mai gard făcut de el. Dar de aici a plecat toată cearta. Ce? A zis, dă-mi copie după buletin, după hotărârea de divorț și după tranzacția în care soțul meu fost a renunțat la... În favoarea noastră. În favoarea mea. Dacă eu i-am lăsat mobilă... Dar mobil, la ce trebuiau astea? Ca să se separe de act. Și eu i-am spus așa. Nu! În momentul în care eu am suportat toate cheltuielile când s-a făcut acest act vânzare-cumpărare, inclusiv costul biletului de tren, Fetești, Slobozia, pentru amândoi. Și zic, nu, pentru că tu a rămas contorul pe partea ta, eu trebuie să-mi trag contor pe... De gaz adică sau de are electric, electric. Adică alte cheltuieli. Alte cheltuieli. Și am spus, dăm jumătate din costul instalării și eu mă prezint cu actele. La... Dar n-ar fi mai simplu, acum să mă iertați, dacă... Și mi-a întrerupt curentul electric. Dacă, păi aici e normal că e pe numele lui. Păi dacă da, de prețul, ce? Păi așa a vrut și că e clar că nu o să vă înțelegeți niciodată, dar dacă prețul liniștii dumneavoastră și a mamei e un amărât de contor și de instalat, nu mai bine îl plătiți și de 10 ori ca să scăpați, da, păi să fie proprietate? Nu, dar de ce? Adică el să rămână în 3 sterturi de casă cu contor, doamna, care e un bun comun. Nu rămâne în asta, că dacă vă duceți în instanță, instanța va împărți pe din două, nu cum vrea dânsul. Da, dar el acum o să zică că a renovat. Indiferent că... ceea ce spune, mama trăiește și mama a împărțit pe din două. 50% dumneavoastră, 50% el. Atenție, dânsul spune că e stăpân pe casa părintească, că așa vrea el. Dar instanța s-ar putea să spună că nu e, că sunteți noastră sau că e jumătate-jumătate. Dar el, eu nu înțeleg dacă suntem doi proprietari. Da. De ce s-a făcut actul, s-a făcut contractul la Enel doar pe numele lui? Aici nu înțeleg. Păi, pe numele uneia dintre ei, așa și părinții păi, mei sunt păi proprietari. Și el și păi da, dar el în baza aceasta mi-a întrerupt curentul, că a zis că el e proprietar. Păi da, dar dumneavoastră aveți altă adresă, adică dacă aveți făcut acest act prin care de s-a... Sunt proprietar pe aceeași adresă. Da. A, păi nu s-a făcut împărțeala la distanță. Păi normal pot să vă dea un contor, că e, încă nu e făcut împărțeala. Păi da, dar până atunci de ce mi-a... întrerup furnizarea de electricitate. Eu stau cu mama, deci pe 8. Am înțeles. Nu am avut nici lumânări în casă. Din, probabil, spuneți din răzbunare. Da, 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 da. Șantaj, răzbunare. Nu am avut nici lumânări în casă și a țipat mama toată noaptea. Vă dați seama, și așa nu dorm, că nu mă lasă, că mă strigă în continuu, du-mă la baie, mor, mi-e foame, mi-e sete. Și i-am... cum să-i dai mâncare? Pe bâșbâite. Și pe frigul ăsta. Și deci, cred apă că mai, caldă, mai degrabă instanța ar rezolva, pentru că eu, din ce-mi povestiți, s-ar putea să nu scoateți mai repede la capăt cu și fratele. S-ar putea ca dânsul să se fie autoinstalat într-un spațiu mai mare de 50 de normal, să vă mai dureze asta și acolo. Durează, da. Este vorba de o expertiză, trebuie să fie un expert să măsoare, să nu știu ce, și s-ar putea și să aibă el surprize dacă faceți lucrul ăsta. Și am chemat poliția.
Mergem acum în legătură directă cu noi la colega noastră, Andreea Popa. Bună seara, Andreea! Bună seara, Mirela, bună seara invitațiilor tăi. Da, noi astăzi am încercat să dăm de fratele doamnei Steluța. Am încercat să-l sunăm la telefon, la soneria de aici, din fața porții, însă niciun răspuns. Am încercat să iau legătura și cu soția acestuia, cu nata doamnei Steluța și cu fiul lor, dar nimic. Noi pe această cale vrem să le spunem că așteptăm în fața porții, în continuare, în cazul în care vrea să ne spună ceva cu privire la acuzațiile surorii, noi așteptăm aici. Mirela? Mulțumesc tare mult, Andreea. Eu vreau să o întreb pe invitata mea, ce vârstă au copiii fratelui dumneavoastră? 30 și 23. Și ei nu au nicio părere despre acest conflict? Presupun că nu mai locuiesc acolo. Fata lucrează la trezoreria Luxemburgului, iar băiatul e student la IT în București aici. Mm-hmm. Dar nu, ei nu mai locuiesc acolo. Adică copiii sunt în... Da, vin în vizită. Viața și lor. Și eu am luat legătura prin mesaje cu Cătălina, fata, și a zis, nașă, cam și bot. I-am cununat și am botezat și copiii. Și ați și cununat-o? Da. Pe cumnata din curte, pe cumnata și pe fratele meu. Dintr-o relație atât de strânsă de familie, să nu ne înțelegem, domnule, frați între noi, să nu ne înțelegem de la un contor, tăiem curentul, îi oprim apa, dar de ce suntem frați, pe ce ne batem? Da, nu că ea tăia curentul surorii, ea tăia mamei. Care i-a dat viață și ea munci pentru contorul și pentru casa aceea. Aici mă deranjează. Cu ce... Cât de amărât trebuie să fie un părinte când doamna, vede... Doamna, fără apărare, divorțată... Știi, mi-a zis divorțată. Și azi ieri că mă bufnește plânsul. Ce v-a zis? De ce mă țipă întuneric, Gabi? Aprinde lumina. Asta v-a zis mama? Câți nu dai tu drumul la televizor, v-am zis că ea acum și-a mai revenit, este lucidă, deci nu mai... Împlinește pe 27 martie 87 de ani. Wow, sănătate multă. Deci, noastră, spuneți și ce-i spuneți? Nu-i spuneți adevărul? Deci trebuie să-i scriu, că nu prea mai aude, nu prea mai informația de către creier. E... Deci ea nu știe de ce nu se uită la televizor, de ce nu are lumină. Nu înțelege. Noi îl așteptăm pe fratele dumneavoastră, la un punct de vedere. Cum îl cheamă, numele mic? De familie tot? Sau... Nu, numai numele mic al fratelui. Lucian Dănuț. Lucian. Ai copii. Gândește-te că, Doamne ferește, nu știm ce ne rezervă bătrânețea. Vei ajunge... Doamne ferește, poate într-o zi, ca mama ta, nu doresc nimănui. Dar nu știm, 87 de ani, se poate întâmpla. Și cum ar fi ca fetița sau băiatul pe care tu te-ai chinuit să-i crești, să-i ții în facultăți, iată, te mândrești, presupun, cu fata la trezorie, băiatul student la București, să facă și să se poarte așa cu tine, părintele? Nu prea se mândrește. Nu se mândrește nici cu ei? Să vă spun ce pățește băiatul. Nu mai, atunci... Retardat, prost, nu ești copilul meu, ești făcut cu... Am înțeles, atunci nu, e clar că nu merge relația asta, îmi pare nespus de rău. Dar mă gândesc așa, că toți acolo, indiferenți de cât de răzbunători suntem la un moment dat, domnule, tot avem o fărâmă de umanitate în noi. Suntem frați, chiar așa, să ne certăm pe nimic, pe un contor... Da, vă ați semnalat acest lucru, după cum vedeți, colega mea stătea așa cum la poartă, la dumneavoastră, practic și la fratele dumneavoastră, nu a dorit să iasă. Eu am făcut... Eu vă zic să nu renunțați la instanță. Mâine se judecă în regim de urgență, ordin de protecție pentru mine, să încerc să obțin și pentru mama. Împotriva fratelui, foarte bine. Da, și la asta de lumină, puteți să mergeți cu actul de proprietate, domnule. Păi da, asta vreau să se rezolve și mâine, dacă se poate, că dar, nu mai repet, pot. Dar, ieșiți din indiviziune. Păi da, eu nu am bani, deci eu mi-am dat demisia să stau cu mama. Unde ați lucrat? Am lucrat lucrător comercial la o carmangerie. Am înțeles. Și eu mi-am dat demisia, nu carte de muncă, poliție, instanță... Poliția a spus... Când i-am chemat că mi-a întrerupt curentul, a zis, i-a băgat la fel în curte, nu știu ce au vorbit, că au ieșit de acolo foarte porniți împotriva mea. Da, facem și noi un apel către autorități. Gândiți-vă că e o mamă care suferă de demență senilă, 87 de ani, o bătrână care stă pe întuneric, care are nevoie, sunt acolo, sunt niște nevoi speciale. Iar această doamnă, invitata mea, este cea care o îngrijește și care trăiesc în astfel de condiții. Deși sunt proprietare, atenție, pe acea casă și pe acel teren. Facem un apel către autoritățile de acolo, către primăria de acolo, să vă ajute cu tot suportul, pentru că chiar e un caz de urgență. Și vă doresc multă sănătate și putere.